În sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului, cadre didactice și elevi de la Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu din Caransebeș au pus în scenă în această seară piesa de teatru Mironosițele. În proiect au fost implicate și eleve de la alte două licee din municipiu. Ceea ce este inedit la această piesă este faptul că elevii noștri, transpunându-se în niște actori extraordinari, au reușit să realizeze textul primei ediții apărute în Cartea Satului în anul 1938. Chiar dacă au fost și emoții de partea lor, iată că am reușit la cea de-a doua ediție să strângem mult public în sală spre bucuria credincioșilor noștri care împreună cu noi au cântat Hristos a înviat. O Pilat, ostașii tăi, sunt necredincioși răi! La acest mormânt i-ai pus să stea pază lui Iisus. Dar din straja au plecat, groapa singură au lăsat. Închiptare vinovat! Eu de aceea îi bănuiesc și pe ei învinuiesc. Dacă la biserică s-a citit pericopa evanghelică a mironosițelor, noi am încercat printr-un alt mod să prezentăm, prin teatru. Răsplata noastră sunt chiar creștinii care au venit să vizionează această scenă de teatru. Sperăm ca și pe parcursul anului, împreună cu părinții profesori de la seminar, să oferim și alte scene de teatru care să-i bucure și să le lase un strop de lumină în sufletul lor. Evenimentul încheie manifestarea Zilele Credinței și Culturii în Caraș-Severin, ediția a 6-a. După slujirea liturgică de la biserică, unde ne-am adus aminte de femeile mironosițe, în sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului a avut loc o piesă de teatru creștin intitulată Mironosițele și scrisă de distinsul dramaturg interbelic Victor Ioan Popa. Credem că prin această piesă de teatru s-au desăvârșit într-un mod frumos acțiunile pe care Episcopia Caransebeșului le-a rânduit și le-a organizat în această săptămână a bucuriei. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Caransebeșului în colaborare cu Primăria Caransebeș, Casa de Cultură din municipiu și Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu.